CECAR, filiala Ialomița, ziua națională a contabilului român. Încă o zi aniversară a fost sărbătorită și aici, în Ialomița, filiala acestei structuri asociative fiind și de această dată la înălțimea așteptărilor, atât cele ale membrilor ei, cât și cele ale oamenilor de afaceri, cei dinpreună cu care economiștii și experții contabili conlucrează pentru ca producția financiar-contabilă să fie bine chipzuită și cheltuită cu parcimonia de care mai abitirii economiștii sunt în stare. Așa după cum mai mult ca sigur mulți ați aflat, în ziua de 21 septembrie a fiecărui an, filiala Ialomița CECAR primește într-o locație publică zecile de specialiști în arta cifrelor, arta exercițiului financiar-contabil, arta chiții bușării cifrelor, reprezentând sumele de bani înregistrați în documente ca fiind venituri sau cheltuieli efectuate de către firmele conduse de patroni, dar și de către instituțiile conduse de directori angajați ai statului. Onorabili invitați, onorabile oficialități locale și județene, stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să deschid lucrările aniversării acelei de-a 13-a zi națională a contabilului român, care se desfășoară la data de 21 septembrie. Și să vă spun că manifestările sunt organizate în toată țara, la toate filiale din țară, în aceeași zi și la aceeași oră. S-a scris o nouă s-a scris în pagina, în cartea de istorie a profesiei contabile, un nou an, în care dumneavoastră, experții contabili și contabile autorizați, ați muncit la fel de mult și de eficient ca în anii anteriori. Da? Și să fim mândri că suntem facem parte din organismul profesional al experților contabili. Ziua de astăzi este o zi a echilibrului, a echinoctiului de toamnă și împreună cu invitații să sărbătorim ziua noastră națională. Prezenți la întâlnire, parlamentarii și primarul municipiului Slobozia și vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița, dar și alți invitați în prezidiul evenimentului, atunci când au fost rugați să expună câteva gânduri adresate contabililor, experților contabili, economiștilor români, cu toții au avut numai cuvinte de laudă. Noul președinte al filialei Ialomița, domnul Dumitru Moldoveanu, secundat de doamna Mihaela Cosma, director executiv al CECAR, au înmânat distinții atât de bine meritat acordate membrilor, specialiști fără de care filiala ar fi mai săracă în aprecierile pe care doamna Camelia Malama le înregistrează la venituri emoționale, desigur, acolo, la nivel național, locul unde a plecat după ce ani de zile a condus filiala din județul Ialomița. Domnule președinte, mulțumesc pentru oportunitatea de a modera acest panel. În primul rând, vreau să vă zic și eu bună ziua și bine ați venit, dragi colegi, stimați invitați, la această sărbătoare a experților. Vă mulțumesc atât în numele meu personal, cât și în numele Conducerii Superioare a Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați din România. Prezența dumneavoastră aici arată respectul și considerația pe care îl aveți față de profesia noastră. Așa cum spunea domnul președinte, în continuare vei modera tema panelului Profesia Contabilă astăzi și în viitor. V-aș ruga să permiteți să discutăm liber, de aceea o să, permisiunea noastră, am să mă așez și am să încerc să dau cuvântul invitaților. Mulțumesc frumos!
Ca vector de opinie, noi, jurnaliștii ziarului Știrea, cei aflați în legătură directă și cu oamenii de afaceri prezenți, mai ales acolo, în mediul online, am putut înregistra nu numai aprecierile pe care patronii le-au transmis acestei bresle a contabililor, ci și urarea pe care ne face plăcere să o publicăm. La mulți ani, plin de rezultate, pe măsura calificării, onestității și strădaniei contabililor, în a menține echilibrul acela, fără de care balanța ar putea înclina primejdios.